Uite acolo. În cața șochii tăi, un... Nu, a, acolo? Partea, da. Da, uite. Ia, dă-te un pic la o parte, că avem... Hai, dă-te că... Hai, mă, ce faci? Ce aștept? Hai, dă-te că am găsit locul de parcare, hai. S-a băgat ăsta, în fața ta. Alo? Și, mamă, cine noroc. Stai că mă duc. Nu, te mai du, lasă că găsim în altă parte. Lasă-mă, mă duc eu, lasă că rezolv eu acum. Nu am văzut. Auzi, domnul, mute-ți cazanul că era locul nostru de parcare. Da, era locul nostru. Hai! Ce? Da, bine, lasă că ți-aduc eu pe cineva și te rezolv acum. Stai să vezi. Ce m-a făcut ăsta? Auzi, du-te și zi vreo două, că nu... Ce ți-a zis? Mamă, deci cât de nesimțit e. Du-te și zi vreo două, rezolvă-l. Cu metre, ia ieși un pic afară, stăm de vorba. Hai. Ia zi, tată. Am claxonat că eram curios ce mașină faină ai, ce model e, ce... Că e modificată ceva, nu? Da, am scos scaunul din față ca să stau pe bancheta din spate. Când conduci? Când conduc. Aha. Nu, asta vreau să te salut, licit, numai bine, hai, sănătate. O zi bună. Ai rezolvat? Da. Ce ai zis? Îți dai seama că l-am pus la punct aia, dar nu poate să o mute, că... Are un handicap. Ce handicap? Hiperdimensionism se numește. Păi ce vrea să însemne asta? Înseamnă că trebuie să căutăm la loc de parcare. Bine, oricum, n-avem cum să parcăm pe locurile de handicapați. Dacă nu vrem să devenim și noi. Hai, dați-mi altul.